Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la această etalare pentru zodile de apă, rac, scorpion și pești. Aici, în primul rând, voi începe cu inițialele G, I, P, R, F, dar mai văd aici că aveți în preajma voastră o persoană din Zodia Săgetător sau cu ascendent sau lună sau planetă în Zodia Săgetător. Aici, pentru cei cele care sunteți separate de tatăl copilului sau copiilor, este bine să aveți un pic de atenție. De ce? Pentru că în luna iunie, această persoană vă vine în casă și chiar vă amenință că vă ia copilul sau poate că copii pe care îi aveți împreună. Dar cel puțin un copil și anume pe cel mai mic. Bineînțeles că acest lucru pe voi vă deranjează, vă supără destul de mult, însă, cu ajutorul unei persoane cu autoritate sau chiar cu ajutorul autorităților, veți reuși să rezolvați această problemă. Însă, ideea este aici să nu vă fie frică. De ce? Pentru că această persoană recurge la violență pentru că știe că vă este frică de el. Și atunci, bineînțeles că tocmai asta și va încerca să fac. Pe când, dacă voi veți avea puterea necesară, tăria necesară de a anunța autoritățile, de a apela la persoane puternice, bineînțeles că veți rezolva situații. Într-adevăr, situația nu se rezolvă atât de ușor, dar asta nu înseamnă că nu are rezolvare. În luna iunie văd că aveți destul de multe bătăi de cap. Pentru cei care nu sunteți într-o astfel de situație, este bine ca în luna iunie să fiți atenți la partener, parteneră. De ce? Pentru că acționează cu foarte multă imaturitate. Acționează într-un mod care vă nu vă face plăcere. Această persoană știe că un anumit lucru vouă nu vă face plăcere, dar exact aia și face. Pe lângă asta este genul de persoană care dă foarte mult din gură, care spune vrute și nevrute, dar n-ar fi nimic exclus ca în această lună iunie să vă jignească sau să vă umilească mai mult decât este cazul. O face, aș putea să spun, intenționat. Nu cred că neapărat o face fără să-și dea seama, pentru că consideră că așa cumva o să reușească să păstreze distanța dintre voi doi. În unele cazuri, unul dintre voi, unii dintre voi sunteți deja separați de această persoană, alții sau altele care încă nu sunteți separați, vă veți separa, pentru că, bineînțeles, nu veți putea să suportați aceste jigniri, umilințe în continuare. N-ar fi nimic exclus aici dacă acest lucru s-ar întâmpla pe planul carierei, da? nu pe, pentru că nu toți ceea ce se întâmplă este pe planul iubirii, pentru alții este pe planul carierei. Un anumit șef să vă jignească, să vă umilească și bineînțeles că în acel moment veți uh, dori să schimbați uh, jobul, veți dori să schimbați locul de muncă. Pentru că cred că aici s-au suportat mai multe astfel de umilințe, ați încercat să le treceți cu vederea, dar acum parcă va ajunge cuțitul la os. Aici ori voi, ori persoana care vă jignește, aveți inițiala D sau R. E clar că nu este o situație ușoară, dar aceste lucruri cred că se întâmplă în jurul datei de 7. Văd că aveți o persoană cu inițiala L care vă sare în ajutor sau o persoană cu inițiala V, dar mai văd că primiți vești de la o anumită persoană care spune uite. Eu îți pot găsi un loc de muncă, sau, uite, eu am auzit că acolo există un loc de muncă, dar este o, o persoană care vă sprijină. Adică, dacă cauți un loc de muncă, persoana respectivă te sprijină, dacă cauți, nu știu, unde să locuiești, la fel persoana te sprijină și tot așa. E clar că voi acum, în luna iunie, treceți prin diverse schimbări. Schimbări, cred că care uh, voi trebuia să le faceți de foarte mult timp, dar pe care le-ați tot amânat. Iar acum, cumva este o situație de termen. E o situație de timp în a schimba ceea ce nu făcea bine uh, sau ceea ce nu își avea locul în viața voastră, ceea ce trebuia să schimbați de foarte mult timp. Voi sunteți persoane joviale, sunteți persoane glumețe, sunteți persoane sociabile, sunteți persoane atrăgătoare, doar că din cauza ceea ce se întâmpla în viața voastră, parcă ați avut niște ochelari de cal în care nu mai vedeați nici stânga, nici dreapta. Se poate întâmpla ca această persoană toxică din viața voastră să vă fi făcut să nu vedeți că mai există și alte posibilități. Dar uite ce să vezi, că acum în luna iunie, ușor, ușor, începeți să dați jos acei ochelari prin care nu vedeați nimic și să vedeți din nou că există și alte posibilități, că există persoană care vă poate oferi iubire, care vă poate oferi prietenie, care vă poate te oferi ceea ce v-a lipsit până în acest moment. Se pare că, într-o anumită situație, voi ați dus greu până acum. Dar acum, uite ce să vezi, în luna iunie, parcă se întâmplă ceva și uh, cumva vi se ia o povară de pe umeri. Dacă. A trebuit să aveți grijă de cineva, este posibil ca altcineva să vină să zică: Hai, că uite, te înlocuiesc eu. Dacă, nu știu, ați avut o situație financiară mai problematică, se poate să primiți un avans, un ajutor din altă parte care să vă facă să respirați un pic mai ușor această povară. Ideea este că o însemnătate foarte importantă pentru voi are cifra 55 sau 56. Poate să fie vârsta unei persoane care vă ajută sau poate să fie vârsta voastră. Dar ideea este că lucrurile ușor, ușor se vor îmbunătăți pentru voi. N-aș putea să spun aici că pentru voi luna iunie este o lună cu foarte multe schimbări. De ce spun asta? Pentru că în luna iunie voi veți fi oarecum obligați să luați foarte multe hotărâri. Dacă în luna iunie trebuie să susțineți un examen, sau uh, un proces, o bătălie în ceva, să știți că veți ieși învingători, veți câștiga. Acest uh, câștig este un câștig nesperat, e un câștig care nu e că nu ați visat la el sau nu v-ați gândit că poate puteți câștiga sau puteți reuși, dar uh, V-ați gândit că există alte persoane care sunt mult mai capabile decât voi. Dar ce să vezi, Universul, divinitatea vă vrea pe voi. Și atunci veți reuși în ceea ce uh, vă doriți. Mai ales pe data de 20. Mai um, Posibil să fie vorba și de data de 2, dar este posibil să fie vorba și de data de 20 iunie. Sau poate că o parte dintre voi sunteți născuți în data de 20. N-are importanță dacă iunie sau altă lună. Ideea este că e o cifră norocoasă pentru voi. Această cifră de 20. Și indiferent ce veți face în această lună iunie, va fi cu reușită. Unii dintre voi încă nu veți vedea rezultatele chiar în luna iunie, dar asta nu înseamnă că nu le puteți vedea pe termen scurt. Pentru că unii dintre voi abia în luna iunie începeți să puneți semințele în ceva ce vă doriți. Bine, și ar bineînțeles că rezultatele vor apărea mai apoi, din iulie încolo. Dar uh, ideea este că în luna iunie aveți foarte multe idei bune, uh, aveți uh, foarte multe idei creative care așteaptă să fie puse în aplicare. Iar aici depinde doar de voi. Dacă vă gândiți să primiți vești din partea unei persoane, dacă vă doriți o împăcare cu o anumită persoană cu care acum nu comunicați, să știți că vești. De la persoana respectivă vor veni înspre voi, dar aici cred că mai mult voi veți trimite mesaje persoanei respective, însă nu vor avea răspuns. Iar acest lucru vă va întrista destul de tare. Este bine ca această persoană, dacă nu dorește să comunice, să îl lăsați sau să o lăsați în pace și să vă vedeți de viața voastră. Pentru că dacă este acel gen de persoană care este dor de voi și se va gândi la voi, cu siguranță vă va contacta. Dar, din câte văd aici, această persoană nu are niciun interes în acest moment să vă caute. De ce? Pentru că această persoană nu a pus deloc preț pe voi, nu a pus deloc accent pe voi, nu a pus deloc sentimente pentru voi. Această persoană va a creat. Doar suferință. Și chiar dacă s-ar întoarce la voi, ar crea în continuare această suferință. Iar acest lucru pentru voi nu este ceva prielnic, nu este ceva de bun augur. Este mai bine să porniți pe acest drum nou care se întrevede în viitorul apropiat, decât să vă întoarceți la trecut. Eu cam atât am avut de spus uh, și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!